Siamo tutti collegati. Salut, dragilor! Continuăm seria Truck Driver. Tot îmi vine să-i zic Euro Truck Simulator sau... Dar e normal să-i zic pentru că asta este replica la PlayStation. După cum știți, am mai făcut un videoclip cu lansarea acestui joc. Continuăm seria. Gata. Salutare, Geotanchistu, Burcă, Geotanchistu, nou joc, boss, da, Brichetă, salut, bună seara, Ghiță, salut, Brichetă, salut, Mario, salut, Claudiu, joacă, salut, Bați România, salut, salut, dragilor. Ia uite, deja 9 oameni pe live, 10 oameni pe live. Asta e un joc nou. E vorba de Truck Driver. Este replica Euro Truck Simulator. Este făcut, lansat doar pentru PlayStation și Xbox. Din câte am auzit, pornim motorul. Din câte am auzit, din câte am urmărit, se pare că... De fapt, hai să ne mai ducem să luăm altă de asta. Opa, opa, stai așa. Va fi update. Jocul are un potențial foarte mare. Nu-mi place. Chiar nevoie de cărămizile astea. Pa, 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 Stalin, să trăiești, Vanilla, salut, salut, Paulică, salut, Iristu. Salut, dragilor, misiune îndeplinită. În sfârșit, o pauză de la War Thunder, nu de așa, dar urăsc că m-am săturat de tot Target Destroy. Bineînțeles, Claudiu joacă, drumuri bune, mulțumesc, colega, mulțumesc! Chiar că drumuri bune, să știi. Nu știu dacă ați văzut, a mers foarte bine seria asta cu Euro Truck Simulator, era să zic, cu Truck Driver. Vă rog să mă corectați de acum încolo, că... tot îi zic Euro Truck Simulator, taci din gură că nu e bine. Bun, vă spuneam așa, jocul are un potențial enorm. Cei de la Soedexo, care au creat jocul, tocmai au anunțat că au încheiat un parteneriat cu un developer foarte mare, cu un studio foarte mare, deocamdată țin secret chestia asta. Ce vor face? Vor mări harta, vor băga noi camioane, vor băga siglele camioanelor, vor schimba traficul, vor băga camioane în trafic. Sunt multe, multe îmbunătățiri. Iar la întrebarea dacă va fi online, se va ține cont și de chestia asta. Deocamdată a zis maybe. Am luat Leopard 2K. Să știi că, Stalin, Leopardul 2K este foarte bun ca tank, mie îmi place foarte mult. Vanilla, Paul, ai permis în viața reală? Am permis, am BU, CU, EU, din zona industrială, și CU am, și D1 am. Deci am permis pentru toate categoriile, ca să zic așa, sunt profesionist, gogule. Deci le-am pe toate. Tirul, de exemplu, l-am condus doar când am luat permisul. De fapt, nici nu era tir, era un camion cu remorcă, l-am condus doar la examen și de atunci n-am mai condus. Bun, ia să vedem ce mi-a dat ăsta aici, că nici n-am mai citit, jur că n-am mai citit. Ascultă, ia să vedem, preia remorca. Bun, deci am permis. Îmi place că e în română, da. O bilă albă, ca să zic așa, au băgat jocul și în limba română. Update-ul va fi în câteva săptămâni, n-au zis exact în cât timp. Am aprins farurile? Da. N-au zis în cât timp va fi update-ul, mă rog, n-au zis luni, au zis săptămâni. Acum știți cum e, poate să fie și 5 săptămâni, nu mai contează. Jocul are potențial și mă bucur că a prins foarte bine. Adică de când am făcut ultima vizualizare, a făcut view-uri mai multe decât War Thunder. Ceea ce mă încurajează să continui și seria asta cu
Truck Driver, ca să nu zic Euro Truck Simulator, v-a plăcut asta. Salut, Paul, unii spun că ai picat acum, că a picat acum Discordul. Tot ce e posibil, habar n-am, nu știu ce să zic, a picat Discordul, da? E posibil. Alex, salut, bine ai venit, dragule. Vreau să fac câteva misiuni, nu țin foarte mult live-ul pe ăsta, poate mai târziu fac și cu... cum ai zice, War Thunder. Trebuie să deblochez. Trebuie să deblochez aici o remorcă. De fapt nu o remorcă, ci un tir. Așa. Grafica rămâne superbă la jocul ăsta. Sau cel puțin ambientalul, ca să zic așa. Mergem să luăm repede remorca. Le-am dat ăstora mesaj că mi se pare un pic cam ireală viteza asta pe care o prinde tancul. Mi-au zis că vor lua în considerare chestia asta, dar nu va fi, nu este vorba de viteza în sine a camionului, ci că nu se văd semnele de circulație ca noi să respectăm viteza. Mă rog, s-a părut o porcărie dacă mă întrebi. I-am zis, frate, e vorba cum simți viteza. O simți ca și cum ai conduce o mașină de curse. Cu somnul stăm bine, cu motorina stăm bine, dăm semnal, Paulica se bagă într-o depășire, regulamentar, semnal dreapta. E, semnul e aici, nu se vede bine, au zis că vor umbla la update. Ia uite o mașină pe sus, pe acolo, foarte tare. Bun, continuăm. Nu mai știu ce remorcă, trebuie să iau o remorcă frigorifică. Abia aștept, sincer, abia aștept update-ul. Cosmin, japonezul, chinezul, cum îți spuneam, bună seara, salut, Cosmin. Bine ai revenit. Acum nu mai mă uit în telefon până nu mi-apare mesaj sus. Pentru cei care nu știți, pentru cei care urmează să vizionați acest clip, joc lansat pe PlayStation și Xbox, Truck Driver, este replica, upa, este replica la Euro Truck Simulator. Somnul stăm bine, mă duc să dorm. Că-i păcat de Dumnezeu să-mi tragem și noi un somn. Chestiile astea vor fi îmbunătățite. Am uitat și eu pe forumul, pe nebunii de genul ăsta. Bine te-am regăsit, bine ai revenit, Cosmine. Mă bucur că nu te-am mai văzut de mult. Pornim motorul, mergem să luăm remorca. Ce avem? Remorca trebuie să fie aici, uite-o. Iete că a văzut-o, Paulic. Semnal Paulica. Le-am dat mesaj și cu martorul ăsta de lumini aprinse în bord. Să vedem. Să vedem ce se va face la nou update. Abia îl aștept. De fapt, îl aștept cu nerăbdare, cum să zici. Haide, mă, să garăm ca profesioniști. Bun. Punem avarele. Și dăm cu spatele gocule. Ia, vine un mesaj acum. Am zărit acolo fereastra. Remorcă conectată. Ne uităm și noi așa un pic să vedem cum arată. E scurtă. E la început jocul. Frumos. Dăm drumul, ia să vedem. Așa e și pentru PC sau doar consolă? Consolă PlayStation 4, Xbox. Din câte am văzut într-un interviu, deocamdată nu se va lansa pe... pe PC, pentru că e altă structură, nu știu cum a explicat el acolo, e un pic mai complicat și acum fie vorba între noi, ETS-ul este cu mult mai dezvoltat. Am dat semnal,
Ne uităm în partea stângă, nimic pe partea stângă, ne uităm în dreapta, luăm virajul ușor, îndreptăm, oglinda are morca să încadrează. Este un joc liniștitor, este un joc de relaxare. Dacă respecti toate regulile în tocmai ca, ca în viața reală, este foarte interesant. E un simulator 100%. Aici încedează trecerea, semnal dreapta, din câte am văzut nu vine nimic, ne încadrăm. Singurul lucru care nu-mi place, dar sper să se rezolve cu nou developer, este viteza asta care o ia ca o mașină de curse. Constantin, salut! Constantine, Constantine, salut, dragule, bine ai venit! Uite-l, frate, deci aleargă de zici că e mașină de curs. Nu-i rău faptul ăsta pentru că, băi, deci este, nu știu, ambientalul, nu știu cum să zic, băi, n-ai ce să le reproșezi. Uite-vă și voi ce bine se vede față de ETS. ETS-ul, dacă n-ai băga moduri de-alea făcute de developer de aia binevoitor sau nu știu dacă și-au banii de pe urma asta, ăsta dă clasă la peisaje și toate chestiile astea. Nu mai știu ce vă ziceam. Așa, pe Constantin l-am salutat. Așa, și făceam de viteză asta. A, dar până la urmă nu e rău că să termină. Au zis că o să mai mărească un pic indicatoarele că nu se văd. Din ce am văzut acolo e limită de 60 km la oră. La un moment dat în interviu ăla, că era, a fost și un live făcut, ziceau unul dintre urmăritori, ce, dar vă rog eu frumos să nu uitați de update. Mi s-a părut super tare și lor i s-a părut foarte tare. Nu joci Euro Truck, din păcate pe PlayStation nu există Euro Truck, Constantine. Asta este replica și eu mă bucur că au lansat-o pentru că avem și noi simulator cu camion. Deci asta este Truck Driver se numește, este replică la Euro Truck Simulator 2. Ceea ce mă bucură foarte tare că mi-era dor de Euro Truck Simulator, doar că pe zi pe PlayStation nu era așa ceva. Am dat și cu claxon, nu e mașină de curse, e tir de Formula 1. Corect, ai dreptate. Nu pe strada asta, pe următoarea. Facem dreapta, vine un mesaj acum, mai ia să vedem ce mesaj vine acum. Băi, a avut, mulțumesc celor care s-au abonat, a avut priză, frate, joc. A avut priză, foarte multe vizualizări comparativ cu Euro Truck Simulator, cu War Thunder în câteva zile. Acum nu știu, probabil unde e nou. Hai să vedem ce avem pe aici. Lăsăm ăsta. Ia să... Huț. Paulica și claxonul la firarie la naibii de claxon, mai Paulica, mă. În oglindă ne uităm în partea stângă. Așa, și cine mă întreba mai devreme, deci eu am și permis de tir, ca să zic așa. De fapt, am și de tir și de... și de microbuz de 16 plus 1 locuri. Nu arată mai bine decât Euro Truck. Păi, din câte știu, Euro Truck-ul la grafică nu stă superb, ca să zic așa. Preia a doua comandă de la depozit, a doua remorcă. Euro Truck 2, acum nu știu, poate mă înșel, nu l-am mai jucat de mult. Euro Truck Simulator 2 arată foarte bine pentru că bage acele moduri. Acum nu știu dacă sunt de la cel care a făcut jocul sau sunt de la alți developeri, ca să zic așa. Dar mă rog, nu mai contează. Eu zic că are grafică și va avea... Opa, uite, remorcă acolo și va avea grafică și mai bună. După cum vă ziceam, au încheiat un parteneriat cu un developer foarte mare, cu studio foarte mare, ce zicea ei. Adică cu peron pe partea dreaptă. Așteptăm. Așteptăm, vă dați seama că va fi o bătălie între ETS și ăsta, cu siguranță. Uit în oglindă, acum e dreaptă, da. Uite, mă uit așa. Va fi o bătălie, asta e replică. Remorcă scurtă.
Mergem mai departe și uite așa viața de camionagiu, de dormit am dormit, Marius Mândroc, salut! Constantin, zici că ăsta arată mai bine decât ETS2, cartofel, salut! Păi la grafic, ce să zic, nu știu, eu zic că da. Dacă nu v-ați băga, acum noi cărăm pește de la otrăvitor. Dacă nu ți-ai băga modurile acelea deștepte, deci merge să mă bag. Dacă nu ți-ai băga modurile, din câte știu eu, contraziceți-mă voi, dacă greșesc. Dacă nu ți-ai băga modurile acelea sau de pe ProMod, dacă mi-aduc bine aminte, jocul cere niște resurse și nu sunt explicate, adică nu sunt justificate, mai bine zis, dar per total, uite că suntem și noi satisfăcuți ăștia, amărâți ăștia cu Xbox și PlayStation. Plângeam și noi în fiecare. Uite ce am zis că vine asta pe contrasens, jur că am crezut că vine pe contrasens. Plângeam în fiecare seară că nu aveam și noi un simulator cu camioane și iete că, băi, gândiți-vă, aduceți-vă aminte cei care aveți experiență mare cu ETS-ul 2, când s-a lansat ETS-2, mă repet acum, cred că am mai zis și la primul live cu ăsta, băi, arăta ETS-ul 2, aoleu, că ești cu lui, vrea să-i dai foc. Ăsta pentru o săptămână de când s-a lansat, habar n-am, ba da, pe 19 s-a lansat, a 2 săptămâni, arată foarte bine. Nu știu, pe ETS-2 parcă îți iei camioane, îți downloadezi, tararam, tararam, chestii de genul. Mă rog, o vedea. Ideea e că mai variem un pic canalul ăsta de YouTube. Că doar de ori tandă, sincer vă spun, m-am săturat cam rău, frate. Astăzi, de exemplu, au fost fetele mele plecate undeva la 3-4 ore. Păi m-am jucat o singură misiune. Adică mă gândeam la un moment dat să dau drumul și la un live la asta. Bă, n-am avut chef de War Thunder, bă, nu mai am chef. Vorbeam și cu prietenul meu, MLG, frate, nu mai... A, apropo, nu mai am nici cont premium, nici nu mai îmi iau. Am cam tot ce-mi trebuie, nu prea mai îmi trebuie nimic. Sunete, au zis că vor băga în update. Am mai citit astea? Au stricat War Thunder-ul? Bă, nu l-au stricat. Sunt gropi pe drum, da? Da. Sunt gropi, într-adevăr. Nu l-au stricat. Doar că m-am cam săturat eu de el, jucăm foarte mult. Mă, și mă gândeam acum de la ultimul update, mamă, cu Night Vision, cu ne știu ce, cu nebunii. Bă, da, hărțile de noapte, eu, de când s-a băgat update-ul, eu n-am prins nicio hartă de noapte și să-mi blestem zilele că n-am research-uit niciun Night Vision la un anumit tank, știi? Am ETS-2 și îmi mai lipsesc vreo 3 DLC-uri și vezi că unele mape, ca să meargă, îți trebuie toate DLC-urile. Aici n-am înțeles eu cu ETS-ul ăsta, frate. DLC-uri peste DLC-uri. Harta, într-adevăr, s-a mărit, dar au zis și ăștia că vor mări harta. Acum nu știu dacă voi le cumpărați la DLC-urile astea pe bani sau sunt de furăciune, ca să zic așa. Vom vedea, nu știu ce să zic. Chiar știi și te asigur că sunt clienții mulțumiți. Cei noi vorbesc foarte frumos de tine. Vrei să spun ceva? Am niște planuri pentru afacerea asta. Eu vă citesc aici. Așa, ia să vedem ce zice. Am de gând să intru pe piețe noi cu bunuri de lux. Măi, nebunule! Deci, dacă te simți gata pentru o provocare adevărată, bineînțeles. Ia uite groapa aici. Hop, ferește groapa Paolica. Misiune îndeplinită, ai demonstrat multă flexibilitate. Mulțumesc din suflet. Cu multă plăcere. Bun, contează pe mine. Câți bani am? 9.000. Ce mai zice ăsta, livrări? Ia să vedem aici că a venit un mesaj.
Mouse-ul din War Thunder nu mai cerea odată. Cei care l-au avut, opa, livră, transportă marfa la distanță scurtă, nu livră de lux. Cei care au avut, știți foarte bine, cei care au avut research-uit mouse-ul la în continuare, eu nu joc cu el, nu mi-a plăcut niciodată. Cei care nu l-au avut l-au scos. Eu cred că ETS 2 e mai bun la grafică, părerea mea, mă poți contrazice dacă spun ceva greșit. Băi, eu n-am mai jucat de ani de zile. Și din câte știu, jocul de bază stă mai prost la grafică și trebuie să vii cu niște DLC-uri și cu promo și cu nu știu ce. Poate greșesc eu. Doamne ferește. Nu mai e mouse-ul ce era, dar e bun, dar ia și modul de grafică. Vezi? E, asta e ideea. O, atașează remorca de ton proaspăt. Ia să vedem unde e tonul proaspăt. Ia cărăm ton proaspăt azi. Dar unde e remorca de ton proaspăt? Uite-o aici. Așa că mai joc pe ăsta să mai rupem un pic rutina. Poate mai târziu. Nu știu, frumos arată remorca, poate mai târziu facem și... War Thunder. Mă uit în oglindă, bă, dacă v-am spus că am permis, mă bazez pe abilitățile mele de tirist, ca să zic așa. Încep să văd și pe partea dreaptă, acum trebuie să-i dau drept. Ia uite, mânca, ață, ață l-am scos. Stop! Oprim avarele, mergem mai departe. Bun, poți lua și eu o mașină ca să conduci la asta. Nu, abia s-a lansat jocul, are 10 zile, Doamne iartă-mă, abia s-a lansat. Urmează să bagi update-ul până într-o lună, au zis ei, probabil o săptămână. Uite, groapa pe jos, dar nu se simte groapa. Vor mări harta, vor băga camioane în trafic, dacă ați observat, uite, altă groapă. Dacă ați observat, în trafic nu există deocamdată niciun camion decât al meu sau doar al meu. Paul, pot să cer un sfat? Bineînțeles. Da. Puteți să-mi cereți sfaturi. Dacă tot avem timp aici și conducem tirul ăsta pe distanțe lungi, avem timp să și vorbim. Că de asta am și zis să fac ăsta, eu cum să-mi vorbăresc de fel și pe Caterinca așa. Avem timp să vorbim și alte subiecte, nu neapărat ăsta. Asta așa, poți lua așa, asta am citit-o, tată, eu nu am voie pe PC, că am examen, o, lunasol. Ce a zis aici, ar fi tare să tragă licențe la camioane. Cum adică să tragă licențe la camioane? Cum adică, Marius, ia spune, cum adică să tragă licențe la camioane? Vreau să fac live-ul până deblochez Volvo. Să vedeți ce mișto e ăla. O să mai dispară din sclipiciu ăsta. Hopa, 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 hopa. Semnal. Din dreapta nu vine nimic. Și te-ai dus, Paulică. Ai încadrat remorca că e scurtă. Să bage licențe la camioane. Cum adică licențe? Să bage siglele sau la ce te referi tu? Cătăranu, salut, domnul da, ar fi, au zis că o să bage. O să bage, adică ăsta, de exemplu, să fie merțan aici, nu să fie o motion sau ceva de genul, i-au dat ei denumire. La asta te referi, nu? Mamă, deci camion de Formula 1 am, frate. Nu se simte greutatea când atașezi o remorcă, mai e de muncă, ca să zic așa. Da, siglele și să bage numele reale. Vor băga, au zis că vor băga. Vor băga, dar acolo e un pic mai diferit, e mai complicat, că probabil trebuie să le dai bani. Trebuie să le dai bani, gogule. Sau probabil vor zice, domne, noi îți băgăm siglele, dar vă dăm un 1% din vânzări, știi, ceva de genul. Nu știu, nu știu cum se negociază chestiile astea, dar vor băga. Nici ETS-ul, ETS-ul 1, chiar și doi, dacă nu mă înșel, la fel, nu avea siglele, licențele camionilor. După aia au venit. De luna viitoare vreau să bag bani, 38 de lei într-un joc
care mă pricep. La care mă pricep, oare e bine? Păi eu știu, mă, Google, sunt bănuții tăi, faci ce vrei cu ei. Fiecare dă banii, de exemplu, unii bagă banii în mașini, să le prepare, să le tuneze, nu știu ce, alții bagă banii în jocuri, alții bagă banii în femei, alții bagă banii în băutură, alții bagă banii în curve, alții bagă banii în machetuțe, alții bagă banii în băutură. Fiecare bărbat, de fapt, bărbații ăștia ce sunt? Sunt niște copii care au alte tipuri de jucării, ca să zic așa. Da, tot copii suntem. Știi cum să zici? Hai, băiete, hai cu for tranzitul. Frumos traseu. Deocamdată am curse de-astea relativ scurte, pentru că nu am deblocat toți furnizorii de curse. Uite, poate cu BMW. Nu am deblocat toți furnizorii de livrări de curse, ca să zic așa. Și merg cam pe aceleași drumuri. Autostrada am văzut că are pe 3 benzi, adică îi dai pe cocoașă, de rupi. Așa, continuăm. Băi, deci nu lăsați telefoanele, nu folosiți telefoanele. Aia de la SCS Developer, de la aia se chinuiau de un an să bage un camion, l-au făcut varză, man euro 6. Probabil. Eu vreau să bag 500 de lei în Brawl. Băi, ești nebun, păi merită jocul la 500 de lei, mă? Băi, basul, ești nebun la cap. Eu trebuie să plec, noapte bună. Noapte bună, domnul Android. Hai să continuăm. Drumuri bune, colega. Mergem tot înainte, înainte, dacă nu ne dă asta. Opa, trecem peste un pod, drum cu prioritate. O, trebuie să mă duc la... Opa, intrăm pe autostrada. Ha, ha! Intrăm pe autostradă, se aprind stopurile pe spate, nu vine nimic din față și dă-i pe cocoașă, nea Paulică, dă-i că merge tacograful. Ia uite ce frumos se vede autostrada. Fiți atenți aici, băieți, dă Paulică. Dă Paulică. Mi-aduc aminte când au băgat la ETS 2 chestia aia, când scotea fum camionul, când băgai piciorul în accelerație. Păi ăla era la nou update. Opa, vine asta. Opa, opa, hai că am scăpat. Scotea fum la accelerație, parcă, sau ceva de genul. A, ce mișto era. Bă, nu știu, nu merită, nu știu dacă merită jocul ăla, sincer spun. Depinde cât de mult îți place ție jocul ăla, crede-mă. Bun, de ne ducem în partea dreaptă. Iete, am intrat și noi pe autostradă. A, suntem pe un trifoi, dar ia uitați. O, stai că intru iar pe autostradă. Lasă că e bine. Hai să-i dăm pe cocoș. Ăla cu fumul era mod. Ai, auzi. Exact ce vă spuneam. Deci el, developerul SCSU, n-a făcut toate chestiile astea și trebuiau să vină moduri de astea cu remorcă nu știu de care, cu camion să scoată fum, cu zăpadă. A, apropo, ăștia au zis că vor băga și hărți, vor fi și hărți cu zăpadă. Sau, mă rog, anotimp și ploaie. Am înțeles că el jocul are ploaie, dar plouă undeva foarte rar. Asta nu-mi place mie la ETS2, dar nu pot să zic că nu-mi place jocul. L-aș juca dacă aș avea un calculator performant. Dar, probabil, o să-i cumpăr un laptop lui Fimea și atunci o să am și eu motiv să îmi cumpăr ETS2. Vanilla, Paulica, ai testat League of Legends vreodată? Băi, am o singură dată încercat, România merge să mă convingă, nu-mi place, frate. Deci mi se pare o adunătură de explozii de culori acolo, de mă dor ochii varză, mă sunt. Ăla cu fumul era mod, l-am citit. Vreau să iau și o Andy și n-am geamuri. O iau pe Andy și n-am geamuri. N-am gemuri. A, nu știu, probabil în Brawl ăla, tu știi ce e. Probabil Fimea știe despre ce e vorba. După cum vedeți, acum sunt pe autostradă, mă simt ca în Austria. Viteza 12-a motorină, aduceți-mi aminte să fac și o motorină. Motorul se aude bine, sunetele sunt bune. Jocul nu pot să zic și ICTS-ul, nu puteam să-l joc așa. Făceam o misiune, două, de astea mai lungi și după aceea ieșeam, că mă plictiseam, mă. Nu pot să zic că sunt disperat cu să conduc așa ore. Cu oricum o misiune faci într-o jumătate de oră, știi? Adică ai făcut-o, ți-ai făcut damblaua,
Ce ai făcut task-ul, ai plecat. E să zic, dar eu am remorcă după mine sau merga prost așa? Eu vreau să o iau pe Sandy și n-am gemuri. Băi, voi știți cu Sandy Mandy ce-o fi pe acolo, că eu nu prea știu. Aha, m-a lăsat. M-a lăsat. Bravo, tată, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Ne întoarcem sau băgăm de acum? Hai să băgăm motorina de acum. Ce mână nu-i minciună! Coada intră, intră coada. Alimentăm. O altă chestie, aici trebuie să te duci pe mijloc cu benzinărie ca să alimentezi. A, nu, poți să o parchezi și frumos așa. Sună bine. Rezervorul se umple. Marius, acum 2 ani au zis că vor să bagi un future, să lași geamul în jos, care e inutil și au băgat să poți să cumpere morca și lucrai cu ea. Tatăl meu joacă Forza Horizon chiar acum pe PSR, pe PS4. Oh, bravo, Gogule, să-ți trăiască. Oh, bravo lui. Băi, am zis de dormit. Pornit motor. Hai, mă, să și dormim acum, dacă tot suntem aici. Vedem și noi cum se face noapte, zi. Du marfa la destinație. O, du, mă, că sunt ce, Doamne iartă, mă, caut aici. Zi. Creveți, nu știu ce, Doamne iartă, mă duc acolo. Mersi mult. Era și pe PlayStation. Ia să vezi profesionistul Paulica aici. Știți că s-a lăsat un camion românesc? Ați auzit? Truster, Trasman, Trusman, ați auzit de el? Ia căutați-l pe net. Ia uite-vă, l-am claxonat și tu s-a băgat scârba asta. Deocamdată nu s-a băgat ca și cap tractor pentru tir, remorcă, ăsta s-a basculantă și sternă, din câte am înțeles. Am găsit locul, trebuie să recunosc că am emoții când mă gândesc că am întâlnire cu oameni, ai pentru ce, produsul așa, vrea să fie în altundeva, aoleu, iar vrea să fie în altă parte livrat. Iată noul traseu. Găsește noul punct. O, alu, trebuie să întorc. Bă, dar ce dracu să știa nehotărâți așa? Bă, e varietate, să știi. E varietate, e frumos. Hai să încercăm noua variantă. Semnal, Gogule. În stânga nu vine nimic. Și s-a băgat Paulică la un semnal. Truston, așa, așa. Dar nu e române, sunt piese chineze și se ansamblează în România. Bă, ei au zis că e construit 100% românesc. Bine, acum știi cum e, nici Renault, pardon, nici Mercedes nu este 100% nemțesc sau numai aici a fost odată. Pentru că sunt subansamble și ansamble care se fac în... Mamă, ce am zis că nu pune la frână. Se fac în altă parte. Deci acum nu mai există produs 100% dintr-o anumită țară. Așa că ăștia să le dau că e românesc. Mai mult de atât. Jaxanu! A, uite, eram pe acolo, trebuie să fie. Unde las eu asta? Mamă, frumos aici. Portul. Dăm drumul la avarie frumos. E, pentru Forza Horizon 4 Prize trebuie cumpărat DVD-ul cu jocul. Aolo. Nu poți să-l iei din Play, din Store? N-au și ăștia Store?
Cu somnul stau bine și o cravată așa, mi-a promis că să nu super pe nimeni. Ți amintești asta o discuție? Ah, uite acolo, trebuie să las asta. Johnle, gata și pasta. Ieri l-am descărcat. Ah, ok. Sergiu, unde este World Thunder-ul nostru cel de toate zilele noastre? Salut, Sergiu! Bă, imediat. Nu știu dacă mai fac în noaptea asta, dar probabil mâine noapte îl fac, mâine seară. Bă, nu mai mi-a de dejun, frate. Nu mai mi-a de dejun, pur și simplu. De Squadron Battles m-am lipsit de mult. De Clan m-am lipsit. Nu mă mai atrage. Bun, ia să vedem, îl face și pe ăla. Domnul Sergiu. Opa, stai mă, că putem să ieși pe aici. Mai încercăm, mai... Astăzi, de exemplu, în 3-4 ore cât au fost fetele blocate, îți dau ca exemplu, am jucat o singură misiune. Bun, ce luăm noi de aici? Hai mă, să mai mergem și noi aici, să... Astea nu le-am deblocat, n-am deblocat, hai să mergem aici. O, ia să vedem așa, bas, bă, dar nu este vizibil Forza Horizon pe bau, ce jocuri mai am? Păi am Gran Turismo, am... Ia uite mă, ieșeam pe un peco și pe asta. Ia uite mă, băi, și eu am ocolit pe acolo, bă, dar prost mă. Mă rog, nu m-am uitat. Am Call of Duty World War 2. Am ăla cu orașe, dar nu mai știu cum îi zice. Nu le dau drumul, frate. Am World of Warships. Și nu mai știu. N-am forța. Assetto Corsa, știu că mi-l luasem și pe ăla. Uite, o să mă uit, chiar nu mai știu. Battlefield 1. Am câștigat 10 euro gen un PSF, am ce face cu ei în World Thunder. Bineînțeles. Bă, am jucat și eu la turnament, mă, m-am băgat și eu la un turnament. Bine, din 64 am ieșit și eu pe locul 18, nu e rău. Un singur meci am apucat și eu să bat. Și restul prin neprezentare. Emoționant, emoționant, dezavantajul este că trebuie să fii la calculator, că el te anunță când trebuie să intri în joc. Dar nu e rău. Nu e rău, crește pulsul în tine, 1 versus 1, îți dai seama că am jucat 1 versus 1, adică, să vedeți, șmecheria, tată. Adică, este realistic battles, dar tu îl vezi pe hartă unde e. Și aici se vede șmecheria. Adică, stai după casă, unghi un care pui tank în caz că el iese. Are eu și eu, am bătut și eu pe unul care avea 20 de 19.000 de meciuri în Realistic Battles. De sincer, vă spun, m-am încapă mine când am văzut statistica lui ăla. Bă, dar l-am bătut pe ăla? Ne-a așteptat de ușor, nu știu de ce, cred că era beat. Altă explicație nu am. Tot înainte pe autostradă am vrut să îi bag în World of Tanks. Fac, opa, apă pe partea dreaptă, uite dacă citesc aici. Dar cu 10 euro nu ai ce face în World of Tanks. Ne băgăm pe partea dreaptă. Am reușit să frânăm. Asta ce e în față mi-a ducat-o. Geamul de pe stânga pare murdar. World of Tanks-ul eu nu-l joc, nu-mi place. Nu-mi place absolut deloc. Bă, câți mai suntem pe live? 8, mă rog, 7, că unul sunt eu. Nu e rău? Nu e rău? Și dacă nu mi se face sun, continuăm cu War Thunder, dar nu promit. Știți că eu niciodată nu promit. Am demers pe autostradă, nu glumă. No. Merge repede pe harta asta, sau cel puțin camionul are viteză mare.
Semnal dreapta, m-am băgat, iau semnalul. Mergem, 87 la oră și frânăm, trebuie să facem dreapta. Vine ceva din dreapta, nu vine. Dacă vine, nici n-am casco. Ah, mă mănâncă nasul. Așa. Terminăm cursa asta, vedem ce cursă mai luăm, mai facem una și vedem ce se mai întâmplă. Bazul a fost întrerupt. Ce ai făcut, mă, bazule, mă? Ce ai mai zis, mă, de te-ai luat naibutul la întrebări? O, ce frumos se vede soarele pe parbriz. Bă, nu poți să zici că e nasol. Nu poți să zici că e nasol, sincer. Foarte apropiat de realitate. Facem și noi o depășire. Și te-ai băgat pe aulică, te-ai asigurat în oglindă, frumos. Semnal dreapta, înapoi, pe bandă. Mai avem mult, 4 minute. Harta e destul de mare. Hai să vedem așa, uite, ambiental. Hai mă, pe bune, are ETS-ul așa ceva? Hai să fim serioși. Niciodată n-am văzut ETS așa ceva, uite-te și tu. Se vede apa pe dreapta, se vede, nu sau mă rog. Asta parcă e mai frumos un pic. Parcă este un pic mai frumos. Cătă! Ce ai mai jucat? Bă, nu am mai jucat, am jucat War Thunder, dar slab, adică nu pot să zic că joc continuu așa. Și am jucat cu americanii la 6-7, că am avionul la A2D1 și mă fascinează la frate. Când vii și dai cu primul rând de bombe, zici că vine bombardierul, dar nu pot să zic, mai stau cu orele așa în fața ospia. M-am apucat de zugrăveală, nu vă povestesc, m-am apucat eu să zugrăvesc. Mă rog, să zugrăvesc. Zic, haide mă, să cumpăr și eu niște vopsea, dau și eu până casă, retușurile așa mici. Dă-mă de fraților. Am vopsit jumătate de hol, că eu am holul foarte mare. Jumătate de hol am vopsit până la nivelul capului meu, adică la vreun 1,70 m, așa. Adică din retuș. Ai și Paulica Zugrav. Dintre stânga nu vine nimic, gropi pe dreapta. Și e nasol, că știi cum e, zici, bă, am un pic, am 2 metri de dat. De unde, frate, 2 metri faci în 3 ore, ești nebun la cap. Că eu sunt mai și tipic care așa, îmi place să iasă treaba bună. Îmi place cum s-au de motorul ăsta. Basul, nu știi ce ai făcut, cine știe ce fi cuvântul ai fi băgat acolo. Iar scrie basul acolo, semnul exclamării, regulament. Ia scrie de acolo, curiozitate. Îți fac activitate aici, 50 la oră. Și 50 la oră, eu sunt om de 50 la oră. Ia uite, bă, frânat ăla. Eu sunt om de 50 la oră, profităm acum când n-au băgat ăștia radare în jocuri. Sunt radare, dar foarte puține. Uite, frânează ăsta. Deci fii atent, mașinile astea chiar respectă... Chiar respectă viteza. Numai camionagii nu respectă. Mă rog, doar camionagii acum. Hai să mai facem o cursă. Regulament. Ia uite, a apărut. Fără înjurături, fără alea, fără... Ia scrie... Scrie semnul exclamării joc. Sau scrie, nu, scrie doar joc. Ia scrieți doar joc, să vedeți ce apare. Jocul este War Thunder. Chestii fragile, băi nebunule, pare un șofer capabil, dar te pricep la construcții. Construcțiile este viața mea, ca să zic așa, în ghilimele. Am lavabilă în casă, am vopsea. Fără înjurături, fără alea. Hai să vedem ce luăm aici. O altă chestie, nu știu ce car, dacă nu citește la... Nu mai știi ce care. Nu e nicio problemă, așa, până acum, ce dracu zice asta, chiar sper că nu-i doar gura de tine, am o stivă uriașă de plăci de sticlă care trebuie duse. Sticlă? Care eu acum?
Și dă-i bătaie, Paulica. Pe jocul este War Thunder, da. Așa mi-a băgat manageriu atunci. La începuturi, remorcă frumoasă, frumușică, scurtă și asta. Hai. Ia să mergem și noi pe fază scurtă, că suntem șmecheri. Pe fază lungă, pardon. Bă, parcă se simte că e marfă, nu, se simte că e deal. Vă mai aduce aminte, ETS, când intrai pe drumul ăsta, ieșea praf în spatele tău, ăsta iese praf, ieși ochii, ce trebuie să iasă. Nu. Deci nu iese praful în urma ta, ca să nu se ridică praful, ca să zic. Oh, am trecut de la nivel, am atins nivelul 3? Nu mi-apare ce scrie el, l-am blocat și cred că de-aia, probabil. Ah, ce nașpa e că nu ai pisică, trebuie să încerci House of Iron 4. Ba, am auzit că e mișto, tot așa, cu temă de război. Ah, mă, ba, mă, sta mă râd, mă, mâncava-și gura voastră. Oh, se vede foarte frumos. Așa. Sau nu mai la moderatorii apare. Habar n-am, nu știu. Nu că eu nu am... ce trec cu el? A, nu am mod. A. Deci nu apare doar la moderator pentru că Marius nu are... Nu este moderator, ca să zic așa. Ia uite, frate, 9 oameni pe live. Mă rog, 8. A, o altă chestie ce poți debloca la ăsta, cutiile de viteză, cutie de viteză manuală sau ceva de genul ca să poți schimba-o. Va fi interesant, va fi interesant că nu te mai plictisești. În 4 minute ajungem la destinație. A, hai că facem cursa asta și eventual mai facem încă una, că la 14.000 deblochez Volvo. Cum fac să-l deblochez? Pe cine, Gogule? Pe ăsta? Nu știu. Te-ai pus rău cu el. Te-ai pus rău cu el. Vezi că ăsta nu iartă. Cu naibutul. Vezi că ăsta ține minte ca un calculator. Mamă, ce viteză prinde ăsta. Ce remorcă, ce tonaj. A, motorii n-am. A uitat că... Opa, trebuie să mai și frânăm, că s-ar putea să nu mai putem lua curba. 50 la oră. Mă, ta merge cu 50 la oră. Tu te bă, de aici, băi. Colega, ceva de radare pe traseu? Pe Osterbai? Nu, nu, colega, nu, totul liber. Drumuri bune. Drumuri bune, colega. Mulțumesc, colega. Drumuri bune și ție. Gata, mă, n-avem radare. Stați liniștiți, mă. Stați, mă, liniștiți. Întâlnire cu un drum. Ia-te, mă, ia-te, mă. Bă, da proste, mă. Tot el mă claxonează și mai intră și mine prostul. Ah, probabil unde l-am claxonat, adică el a înțeles că i-am dat voie. Mă, ta, mă! N-are voie nimeni aici, mă. Bun, ia să vedem așa, Hearts of Iron 4, e un sandbox cu World War II și e greu, dar ușor, ușor înveți. Băi, mi se pare că e un... Dacă nu mă înșel, e ăla de... Poți fi tanchist, trăgător, tunar, chestii de genul, sau e gen Counter-Strike, dar cu al doilea război mondial? Ajutați-mă, vă rog, ajutați un bătrânel sărac. Și amărât. Opa, semafor. Aici trebuie să avem grijă că ăștia cu semaforul trebuie să-l facă mai lung. Așa, au promis la... Aoleu, dar ce lucește, frate, pe... Ia, să vedeți ce repede se face roșu. Opa, s-a făcut roșu. Ce fai, mă, Paulic? Oprește-te că zici amenda. Cum fac să-l deblochez? Nu știu, nu știu, chiar nu știu. Gogule, trebuie să fiu foarte atent. Aoleu, trebuie să mă bag pe stânga, jur. De ce nu spuneți, mă, și mie că trebuie să mă bag pe stânga? Fugi, fugi, Paulic! Mamă, deci cred că mai avea un pișină de așa amendă asta. Mi s-a înfundat nasul. Mai avem 2 minute și ajungem la destinație. Poate deblocăm acel Volvo să-l vedeți și voi. De fapt,
Mai fac live-ul ca să facem o cursă și cu Volvo. M-am săturat de o motion ăsta, nu știu cum îi zice, dar de fapt e Mercedes-ul, știi, dar dacă n-au licențe, mine și Volvo se numește altfel, da. Noi furăm un pic licențele astea, nu le plătim licențele, doar le folosim. Ha, ha, ha. Yeah, boy. Uite, mă, că am dat semnal, a știut al dracu, mă. Regulament, opa, opa, Radu aici, Radu Gamer, regulament, fără înjurături, bravo, mă, mâncavaș, bravo, că mai intră hater de ăștia, intrați voi și băgați chestiile astea, că poate din citind mesajele astea, probabil să oprești și să mă hăituiască pe live-uri, bine, nu o să oprească niciodată, da. Măcar apelând la bunul simț al omului. Ia uite, mă, ce a intrat ăla. Hai, mă, du-te, mă. Ia uite că m-a lăsat. L-am salutat din respect. Și uite, mă, că am ajuns. Mamă, ce există aici, jocul? Nu e din perspectiva liderului unei țări, adică trebuie să comanzi diviziile ca să se construiești fabrici și... Oh, mișto, oh, mișto. Adică trebuie să dai research la anumite nivele. Oh, mișto, 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 mișto. Nu, Radu, trebuie să scrii doar joc. Fără ăsta. Mi se pare, ia scrieți semnul exclamării Discord. Mi se pare că era și o adresă de Discord băgată. Sau nu mai știu mă care era, mă. Sorry. Sorry, colega. Deci coada, abia cum se încadrează coada. Sută la sută boss. Joc, doar joc. Doar joc, Discord, văd că nu merge. Nu știu, habar, le știam la un moment dat. E de dăduse, nu... Underbird-ul, da. Pe bune, extraordinar, mulțumesc mult. Mi-e clar acum că ești un șofer de încredere. Mă, ta, mă. Sunt cel mai bun șofer, mă. Ți-am spus eu, Andrei, ar trebui să facem afaceri mai des. Andrei zice așa, da? Chiar așa? Poți să treci pe la mine oricând, bine? Bine, bă. Bă, mi-am pus ce trebuia? Mi-am pus bixonii, mă, că mi s-a înfundat admisia, mă, băieță. 12.500, n-am deblocat, mă, nici de data asta. Hai să mergem mai departe, mai facem una? Hai să mai facem una. N-ai butu, ia uite, jocul este War Thunder și n-ai butu. Uite, mă, Discord aici. Dar care Discord intră, frate? Pe care Discord? Ia să vedem. Mă rog, nu știu ce Discord de aici, chiar nu mă interesează. N-am mai intrat pe Discord, dar nu mai țin minte. Nici nu simt nevoia. Bun. Dormit, ar trebui să dormim. Nu mai știu pe unde am intrat apa, la uite pe unde e asfaltul ăsta tocit. Stai să mai dau și drumul, suntem 8. Bun. Continuăm, mai facem una? Mai facem una sau ne oprim? Hai să mai luăm o cursă. Mi-e dor să mai iau o cursă. Mai luăm o cursă, încă o cursă. Da, să mai fim cu o cursă. Semnal, te-ai băgat, Paulic. Se oprește semnalul, foarte mișto asta, și poți să faci exploit dacă joci cu România. Pe bune, poți să joci din cauza faptelor făcute de noi în al doilea război mondial. Crescut în nivel, ai atins nivelul... Ah! Trebuie să fac ceva nou, dar n-am bani din câte știu. Deci am deblocat Volvo, dar trebuie să mai facem o cursă ca să cumpărăm Volvo. Au anexat Uniunea Sovietică cu România. Bun, frumos, bravo. Bravo lor. Radu, regulament. Foarte frumos, Radu, mulțumesc. Așa, joc fără înjurături. Jocul, dacă scrii joc, este intră asta cu... O, aici trebuie să ne asigurăm.
Aha, ai vrut să intri mine. Pupo, mersi colega. Mersi colega. Hai să mai facem o cursă, să facem și noi rost de niște bani, să ne cumpărăm Volvo. Ar fi mers și un radio. Care idee să vorba aia? Uite, gunoaie pe partea dreaptă. Asta e ca în Cluj, știi, când treci pe lângă Cluj, e pe centură, aveți groapa, iată, cu noi, fantastic de mare. Nu știu dacă aș trecut pe acolo. Uți, aici trebuie să facem dreapta. Sunt bazi România. Ah, am intrat pe un alt cont. Ah, am înțeles. Hai, noapte bună, Paulic. Hai să trăiești, noapte bună. Opa, uite-ți-mă, aici n-am mai fost niciodată. Ah, ba da, că am intrat de acolo. Uți, Johnule, trage pe dreapta, Johnule. Hai că ne dă verde, ne dă roșu. Mamă, talpă, ce-i dă mâncăiești, băi. Luăm o cursă, vedem dacă facem undeva la 14.000 și ne cumpărăm și acel Volvo. Bă, dar vă culcați așa de vreme, frate, e 21.30, frate. Bă, dar voi nu dormiți sau... Adică dacă m-aș culca la ora asta, cred că s-a întrebat, cred că mi-a zis cineva asta mea, vrei să-ți fac cumva un ceai, te-a luat răceala? Deci nu te place pe tine, de pe contul ăsta văd că merge foarte bine. Vine ceva, nu vine nimica, te-ai băgat Paulica cu tupeu. Cu tupeu. În 3 minute ajungem. Să moară, mă, să dădeam în el, jur că dădeam în el. El nu trebuia să dea prioritate de dreapta. Scârba scârbilor. Care ești tu, scârbă? O ne aplicăm. Forța G-Force își face treaba. Uite, mă, băiat, sunt la volan. Ce scuze, m-a luat somnul la volan. Am vorbit de somn, că mă culc la ora asta. Mă culc și eu la ora asta, băi, a trebuit să dormă. Viteza 10, motorina am de dormit, a trebuit să dorm. Hai, mă, că e frumos, uite ce frumos se vede peisajul. Hai, nu e rău deloc. Chiar deloc. Bă, da, noi unde dormim? Râdem, glumim. Uite, în dreapta aici. O, trebuie să mă încă în dreapta. Râdem, glumim, dar trebuie să mai și dormim. Mă duc în dreapta. Mă duc la somnic. Am primit un mesaj. Că sunt live. Înainte, nu prima, a doua la dreapta. Ah, nu mă duc așa. Uite, lumina asta, lumile astea, uite gropile și lumile astea în apartamente, în blocul, nu sunt în ETS. Hai să fim serioși, nu știu, sau sunt? A, să o crezi tu că mai stau. E, te-ai băgat, boss. Hai să dormim un pic. Dormi? Dormi, am zis. Așa. Pornim motorul, mai luăm o remorcă. Hai cocuțule, să ne luăm și noi Volvo. Bă, dar mi-e sete, stați un pic așa. Mi-e sete rău. Adevărul că am vorbit și n-am băut. Ți-a venit vreun mesaj? Da, mi-a venit un mesaj că ai făcut tu un
un clip, ce la? Cum să-ți ascunzi abonația, să vedem. Pe Discord? Pe care Discord? Ah, deci stai Discordul tău. Uite, îl dăm mai departe. What the fuck? Uite, îl punem aici pentru cei care sunt interesați. Borsule, salut! Pentru cei care sunteți interesați, aici aveți un link cum îți ascunzi abonați. Adevărul că eu am vrut la un moment dat să dau drumul la abonați, să se vadă câți abonați sunt și n-am mai știut de unde. Da, nici nu mai e. Acum nici că mai e. Vreau să mai vad. Să vadă haterii mei câți abonați am și câte like-uri și dislike-uri am. Ecstasy, salutare, Valentin, băi, ai tir? Bă, nebunule. Hai, Google, hai, la deal. Aoleu. Bun, Bursule, ce faci, tată? Ecstasy, ce fac, bă, Panamera, mă, să trăiești, mă, Panamera, nu te-am mai văzut de mult, mă. Ce-i cu tine? Ce mai faci? Ce mai zici? Cum o mai duci? Ia uite, mă, s-a uitat, bă, ce presimțire a avut Paolica să se uite în partea stângă. Să dea și el o prioritate, nu de alta. Eu sunt pe War Thunder. Bă. Pot instala joc pe telefon? Nu, ăsta e doar pe PlayStation și pe Xbox. Nibunule, cum ai scris tu, nibunule. Ăsta e Valentin, ăsta nebunul. Pot instala? Nu-l pot instala. Zi, bossule, bossule, ți-am zis, bossule, că e doar pe PlayStation și pe Xbox, bossule. Boss de boss, ce ești tu, boss de boss, de boss și bossilor. Bun. Deci jocul este doar pentru PlayStation și Xbox. Opa, ia să vedem ce ne dă ăsta aici. În șantiere, la drum lung să fie. Mă bucur să te văd. Momentan primim comenzi de construcții de la clienți aflați la o distanță mult mai mare. Bă, ce să se întâmple acum? Mă trimiți în Germania? Unde mă duci? Asta e bine, am o grămadă de experiență cu transportul pe distanță lungi. Pe bune? Ei, întâmplarea face că am niște marfă care trebuie ajunsă în Vlenche cât mai repede posibil. Atunci o livrez acolo cu mare drag. Poți lua remorca de la antreprenorul nostru. Bineînțeles, ce mama dracu! Bossule, no șmecher, no fine. Bravo, bossule. Care e treaba, Paulica? Merge, merge și ofer de tir. Acum ai lăsat tancurile și purția. Hopa, du-te în zona de depozitare. Mă duc. Păi, am lăsat-o mai încet cu ortandul ăla, că m-am cam plictisit. Hăităreală, hăităreală. Mi s-a cam luat. Ce-o spun sincer? N-am mai intrat pe Discord, n-am mai intrat pe clan, nu mă mai ocup de clan. Nu mai vreau lumea online. M-am săturat de lumea online. De fapt, nu m-am săturat. Mi-am dat dreama. Mi-am dat seama ce scârbe sunt în lumea asta. Și am ajuns la concluzia că mult mai bine e să mă joc eu cum mă jucam eu odată. Adică, singur. Am chef să mă joc bine. Nu mai am chef să mă joc. Mă ridic de la tastatură și vine mașina din partea dreaptă. Mă ridic de la tastatură și joc când am chef. Squadron Battles nu mai am nervi pentru el și cam asta e viața. Valentine, dacă continui așa, în următoarele momente vei fi banat. Dacă te consideri șmecher, șmecheria nu este și bosuleana nu este permisă aici. Vrei să fii șmecher? Du-te în altă parte. Dacă nu-ți place ce fac, Valea! Dacă clanul mai merge, eu nu am mai intrat de mult, tare că am fost plecat. Bă, merge, merge, am văzut, s-o ocupă Nicu de acum. Eu nu am mai intrat pe Discord de cred că am o lună și. Deci automat n-am mai intrat nici să joc
Online, nu mai e activ, nu mai îmi place. Bă, eu am zis în glumă. Păi, nu înțelegi gluma? Bă, dacă ai zis-o în glumă, eu n-am pupat gluma asta. Boss! Mie nu-mi place, tu nu știi, probabil ești mai nou. Mie nu-mi place șmecheria asta, boss, șeful, barosane și patroane. Nu-mi plac glumele astea. Eu sunt mai bătrân, așa, mai scârbuzat. Înțelegi, Valentine? Am revenit! De pe contul mare, bravo, foarte bine, basule. Așa că, dacă vreți să vedeți cum s-ascund abonații, vedeți în linkul pe care l-am pus eu ceva mai devreme în comentarii. O să mă uișu, dar nu mai am nevoie să mai arăt. Atașează remorca. Unde e, frate? Bun, no, ok. Păi, nu folosi, Valentine, nu-mi plac astea cu boss, șeful, barosane, să moară, să fac. Nu-mi plac manerismele astea, nu știu cum să le zic. Hai să ne respectăm. Eu îți spun Valentin, tu vrea că vrei îmi spui Paul Baloc, dacă vrei îmi spui Paulică, dacă îmi spui nenea, nenea, mai bine îmi spui pe nume sau tu. Înțelegi? De-aia zic. Bun, hai să mergem mai departe. Cât, Panamera, cum stai cu berea? Oleo! Regulament cu berea. Ia zi-mă, câte kilograme de bere mai dai? Ultima dată m-ai șocat, jur. Oster. Hai, Google, dă-ne adresa, dă-ne traseul. Nu bine, Paul. Eh, ai văzut că ne-am împrietenit, Valentine. Du marfa la vleche, vleche. Gata, mă, Valentine. Uite, acum, de acum suntem prieteni. Ai văzut ce simplu e? Mă, frumos să vede, jur că să vede frumos. Jur, uitați-vă și voi ce remorcă frumos are Paulica. Are Paulica mâncăia jurița lui. E Paulica șoferul, tiristul. Semnal frumos să vede. Semnalul s-a încadrat Paulica și dă talpă. Semnalul s-a stins. Băi, cred că după misiunea asta putem să ne luăm Volvo. Hai să vedem ce se întâmplă. Așa, cu Valentina remediat-o. El fiind mai nou nu știa că mie nu-mi plac vorbele alea. Mă bucur că m-ai înțeles, Valentine, și n-ai luat-o ca un reproș, nu știu cum să zic. Adică ai înțeles de vorbă bună, ca să zic așa. Radu, joc asta, bă, ca să joc. Voi v-ați împrietenit cu naibutul ăsta, mă. Asta că știu, mă, sunteți golani, mă. Face depășire Paulică? N-are timp. N-are timp Paulică să facă depășire. M-am mai omorât basul și după contul ăla și după contul ăla. Vine mașina din stânga. M-am băgat. Bage la mumă sa, că eu m-am băgat deja. Uite, mă, am dat-o pe cruise control, uite, mâna asta mi-e liberă acum. Și merg cu 51 la oră. Uți! ThinkPad, salut, Paul, salut! Jocul ăsta doar o variantă mai veche era și pe PC. Era Euro Truck Simulator. Asta e replica la Euro Truck Simulator, Euro ETS 2. Noi de pe PlayStation 4 și Xbox ne avem varianta asta, sau când i băieți ăștia de la Soedesco să vină cu replica asta. Credeți-mă că se vor umple de bani băieți ăștia. Au anunțat că s-a încheiat un parteneriat cu un developer foarte mare, cu un studio foarte mare. Deocamdată nu-l pot spune, nu s-a finalizat cu contractul. Băieții au intrat bine pe nișa asta. Am intrat și pe Discord-ul lor. Frate, sunt ăștia de joacă, disperați, ce după 2 ore și jumătate de joc a venit și la mine în sfârșit ploaia. Băi, nebunule! Te joci pe manetă, Paul, da.
Acum joc pe manetă, War Thunder-ul joc de pe tastatură și mouse. Am un controller, mi-am cumpărat un adaptor ca să joc și shootere cu tastatură și mouse. N-am dat mult pe el, 250 de lei. Puteai să-ți faci remorci în joc, skin-uri pentru camioane? E, astea nu mai știu. A, gata, acum ai răspuns da. Deci este replica la Euro Truck Simulator? Noi fiind doar 80 și neavând, s-au băgat băieții pe nișă. Nici asta și vă spun eu că o să ajungă mare jocul ăsta, ascultați și vă spun eu. Ascultați un bătrân, ascultați-l pe Paulica. Motorină mai am, somnul stă bine, o Skoda Fabia înainte. Bă, dă-te, dracu, a băgat Mustang, ce era ăla? Dar de fapt ăla era, dar e mai rar, probabil, știi? Că n-a fost niciun update. Ia, mașina asta turcoasă, ce trecu este? Tot Skoda, ha, Skoda, e 30 la oră. Ați văzut, mă, ce fază? L-am împins un pic de la spate, așa, a fost așa, clic, i-am dat. Și nu m-a anunțat că ar fi accident. Bun, ia să vedem aici ce mai zice. Mario s-a lansat jocul, da, s-a lansat de vreo 10 zile, eu l-am avut precomandat, am fost primul român, uite mă, Mustang ăla. Sau cum dracu zice, Dodge, nu știu ce zice. Am fost primul român care a făcut live cu acest joc. Cred că mi-a confirmat și un urmăritor atunci. Am fost primul român care am făcut live cu acest joc. Era lansat de mai puțin de 24 de ore. Asta e al doilea live pe care îl fac cu acest joc. Mario, bine ai venit. Mai cumpărai Euro Truck Simulator 2, era psihic mult mai bine. Nu l-am, pe PlayStation nu merge Euro Truck Simulator. Tata are un BMW M5 pachet bag în... Hai mă, pe bune. Și... E chiar M5? Dacă e M5, e șmecherie, frate. La grafica asta, dungile astea nu prea îmi plac mie, dar mi-au zis ăștia că bagă nu știu ce... motor de nu știu ce... Ăăăulu, iar... Ăăăulu, hai că a reușit, am oprit-o. Iar nu știu ce fac ăștia, dezvoltă cu developerul ăla foarte mare. Băi, ți-au văzut, vă spun eu ce s-a întâmplat. Ei au zis așa, bă, hai să lansăm jocul ăsta. În funcție de vânzările pe care o să le avem în primele săptămâni, o să mergem mai departe sau rămânem la nivelul nostru. Se pare că au avut vânzările atât de mari, că ei la 2 zile după ce s-a lansat jocul, au văzut că au vânzări foarte mari și deja au negociat cu un mare developer. Păi voi vă dați seama? Voi vă dați seama ce vânzări a avut jocul ăsta? Da, are potențial mare, mare de tot. Păi, au zis, mă repet, o să mă repet pentru cei care au intrat mai târziu sau să uită ulterior la clip. Deci au zis așa, se va mări harta. Hai să vedem câte harta de mare. Deci acum harta o faci undeva la... M-am uitat pe asta, da? O faci undeva la 15 minute, dintr-o parte într-alta, da? E mare. Se va mări harta. Se vor băga camioane în trafic, acum nu sunt camioane în trafic. Se vor băga indicatoarele mai mari, se va face semaforul de verdele cu mai lungă durată, vor fi mape cu zăpadă, vor fi licențele la camioane vor fi în trafic, cum cred că am mai zis, iar de multiplayer a zis maybe. Deci în funcție de vânzări și de potențial și de trafic, cu siguranță se va face și online, pentru că cei de pe PlayStation și Xbox nu pot juca Euro Truck Simulator. Uite, în deal cu remorcă după el, trage destul de greuț, ceea ce mă bucură, vă spun sincer că mă bucură. N-arată rău, deci vă spun sincer, și la frână, uite, nu arată rău camionul, nu arată absolut deloc. Se ridică cabina, adică nu e rău. Pentru 10 zile de când s-a lansat jocul, jocul arată senzațional. 9 oameni pe live, mă rog, eu să zic 8 pe 1 sunt eu. Băgăm pe partea dreaptă, terminăm misiunea și mai mult ca sigur, sper, că pot să-mi iau și eu Volvanul. Nu mă grăbesc acum să termin jocul sau, mă rog, să deblochez toate alea pentru că aștept update-ul.
Dacă nu... Dar nu are ce să nu-ți placă, că nu are cum. Un update aduce întotdeauna îmbunătățiri și ciri noutăți. N-are, mă gândeam acum dacă nu-mi place update-ul. N-are ce să nu-mi placă. Și uite, cred că am live-ul de o oră și suntem 8 oameni pe live. Nu-i rău. După cum vă ziceam, primul live pe care l-am făcut în primele 24 de ore de când s-a lansat jocul are mai multe vizualizări decât War Thunder-ul ăla, World of War Thunder. Lumea e dornică, sau cei cu PlayStation și Xbox chiar sunt dornici de așa ceva. De ce? Pentru că n-ai altă variantă. Dar mă gândesc eu acum, de ce ăștia de la SCS nu s-au băgat și pe PlayStation, că îl cumpăram cu ochii închiși? Dar dacă sunt, au marketingul, să-l schimbe pe directorul ăla de la marketing, frate. Ce dracu ai făcut până acum, mă, că dacă intrau ăștia de la ETS? Intrau pe PlayStation și pe Xbox, păi ăștia nici nu mai lansau jocul ăsta, că nu mai aveau nevoie. Adică nici cine îl mai cumpăra. Mama mare! Am creat scândurile și cimentul ce avem de creat aici, să vedem, poate deblocăm. Bun, ia uite mă, stai așa că mi s-a oprit live-ul, jur. Ah, deci am o oră de când... Ah, este luat din fabrică și atunci am pus poză. Băi, ești nebun, vrei o poză pe discursul? Da. Cu M5-ul zici, da, bă, chiar ai nimerit-o, am câteva probleme cu compania de construcție, așa, o să-ți povestesc mai târziu. Bine, sunt sigur că noi doi o să ne mai vedem, cu siguranță. Ia să vedem, am deblocat mă și noi ăsta. Nu mi-a dat mă bani, n-am bani. Ah, 30, n-am 14.000. Domnilor, eu zic că e cazul să ne oprim, ia să vedem. Hai să vedem dacă am deblocat. Mergem de curiozitate să vedem dacă am deblocat Volvo. Ah, da, uite, mi l-a dat. Dar n-am bani. Bun, hai să ne ducem la garaj. Tata și-a luat un Seat Leon din 2008, e o mașină destul de drăguță, 6 trepte, 150 de cai, foarte bine, bravo, îți folosesc cu plăcere. Bun, ne ducem să vedem că am deblocat ăsta, dar nu avem banii și oprim live-ul. Luciu ăsta, dacă l-ar scoate, ar fi senzațional. Ia uitați-vă și voi praful în garaj. Foarte mișto, 14.500, n-am bani. N-are nimic. Cam asta a fost în seara asta, sau mă rog, live-ul acesta cu truck driver. Eu vă mulțumesc că ați stat cu mine. Asta mă încurajează să continui, așa că continuăm seria cu truck driver. Următorul live va fi cu noul Volvo care tocmai l-am deblocat. În principiu, am ăsta jocul, vă aștept cu mare drag pe următorul live. Noapte bună, băieți, v-am pupat. Pa, pa!